pe doamna domnișoara Bianca Timșa Stoicescu. Am zis ambele variante, ne știm care e cea adevărată. Atunci când este un start, spui 3, 2, 1. În viața Marinei nu este cazul, pentru că ea scrie de mult, publică de mult. Așa că, pentru mine, ea este reprezentată de cifrele 3, 2, 3. Și am să vă explic de ce. Trei versuri din poezia Mi-am făcut inima stea, publicată în antologia Poeți în Arena, editura Beta 2018, mi-au oferit o cheie a cărții de față. Mi-am făcut inima stea să-mi stingă nesfârșitul dor, însă și stelele sunt duble. Dorul este nesfârșit și mai este și așternut pe stele duble, care pot fi propria persoană în eterna dualitate, sau cele două mari pasiuni pe care le are Marina, istoria și geografia, despre care poate vorbi în așa fel încât să le transforme în persoane. Cifra 2, 3, 2. Cele două care dau numele volumului, drumul și dorul. Acestea se combină armonios. Drumul este făcut pentru că există un dor, iar dorul este cel care te poartă pe unde vrei și pe unde nu vrei. Adică tot pe drum. De cum am deschis cartea, am găsit acolo spații unde nu am ajuns, unde am ajuns, locuri unde ea are dor să ajungă. Și a fost ciudat că, deși am întâlnit spații unde eu am fost, m-am simțit mustrată pentru că pentru ea erau doruri. Iar pentru mine nu au fost lucruri interesante. Și atunci am încercat să le privesc prin ochii ei. Poezia ei m-a ajutat să înțeleg mult mai bine spațiile geografice. De asemenea, poezia ei m-a învățat istorie. Alba Iulia, Hășmașul, Dunărea, Avram Iancu, Marea Egee, Pireu. Sunt locuri despre care nu aș fi scris poezii. Dar citind poeziile ei, le-am văzut ca persoane. Am avut o revelație când în poezie a apărut Raiaua turcească. Și atunci am înțeles că trebuie să privesc altfel istoria și geografia. Așa că îi mulțumesc pentru că este profesoara mea care m-a adus în sfârșit să învăț toate lucrurile acestea. Iar ultimele trei aspecte, 3, 2, 3, despre care aș vrea să vorbesc, pentru că am fost, se pare, captivată foarte tare de capitolul Doruri. O să vedeți, este ceva deosebit în capitolul Doruri. Primul lucru frapant a fost că iau ființă lucrurile. Cuțitul în mâinile inocente era gata să comită o crimă, înnecând masa în sângele ei. Am înțeles mai bine basmul când Rolia mi-a dăruit sucul ei în mâini dibace și mia de sâmburi copii. Cel de-al doilea aspect al dorurilor l-ar înțelege cu siguranță și copiii, pentru că este vorba despre balauri. Este o apariție continuă pe care o simți, chiar dacă nu se spune cuvântul balaur, dar veți vedea cât de interesant și de captivant poate să fie. În fine, ultimul aspect al dorurilor este faptul că apar elementele naturii. Oare va smulge vântul ultima speranță? În cochilia groazei, inima mi se macină. Sau pescărușul sufletului meu țipătare, sufocat de folivia invizibilă din sticlă, a cărei prizonieră sunt. La finalul volumului consistent de versuri mi-a venit un gând. Că, de fapt, Marina a vrut să câștige un pariu și acesta sună cam așa. Fiecare dintre noi poate fi un drum pe care să-l străbată ceilalți și poate să fie un dor al celorlalți.